Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vom vorbi despre obiceiuri nesănătoase ce pot favoriza deformări ale coloanei vertebrale. Alături de noi se află doamna profesor kinetoterapeut dr. Elena Căciulan, președinte Federația Română a Asociațiilor de Fizioterapie. Bine ați revenit, doamna doctor! Bine v-am regăsit! Mă bucur că suntem din nou împreună! Și eu mă bucur! Un subiect foarte important atunci când vorbim mai ales de spatele, de coloana vertebrală a copiilor, că așa v-aș propune să pornim de la vârste mai mici și vedem ce facem și noi adulții, că și noi trebuie să avem grijă, nu? Sigur că da. Poziționarea copilașilor, pentru că ei au început acum școala, grădinița, este foarte importantă. De fiecare dată v-am spus și am să o repet, trunchiul, coapsa, gamba, laba piciorului trebuie să aibă o poziție de 90 de grade. Este o poziție confortabilă pentru copil și este o poziție care îi asigură lui minimum de stabilitate și de confort. Pentru că nu este ușor, spun minim, pentru că nu este ușor să stai în bancă atâtea ore. Este adevărat că sunt pauzele lor, dar sunt și pauzele destul de reduse, dar această poziție este foarte importantă. După aceea, ar trebui copilașii care sunt un pic mai înalți să aibă scaunele reglabile, de așa manieră încât să poată să aibă o poziție corectă. Și poate încercăm să explicăm care este această poziție corectă în bancă. Deci spuneați la 90 de grade, trunchiul, coapsă, coapsă, gambă, laba piciorului 90 de grade. Coatele trebuie să fie așezate pe masa de scris, dar să nu uităm acel pupitru să aibă o înclinare de 15 grade. Este foarte importantă. Și cum să fie așezate coatele? Că știu că nu este bine nici prea sus, nici prea jos. Dacă are înclinarea de respectivă de 15 grade, ele vor fi întotdeauna de așa manieră poziționate, antebrațul copilului va fi poziționat de așa manieră încât să-i asigure stabilitatea lui pe bâncuță și să nu obosească foarte tare atunci când scrie, pentru că efortul lui este foarte mare. Nu trebuie să uităm lucrul acesta. Așa. De asemenea, poziția aceasta îi asigură copilului o respirație corectă. Pentru că dacă pupitrul nu este înclinat, el se va duce cu trunchiul către anterior, adică către în față, și atunci o să blocheze diafragma și respirația lui este blocată și el va avea probleme după aceea de-a lungul timpului, pentru că această diafragma, acest mușchi care este foarte important, va fi poziționat într-un mod incorrect, în funcție de poziția pe care copilul o adoptă de-a lungul timpului. Și din păcate, aceleași poziții greșite au copiii și acasă. Eu îl văd pe Marc cum scrie, mi se pare că scrie sucit în toate părțile și spun exact așa cum aminteați, poate prea apropiat de caiet. Mă uit și la Rebecca, acum are primele încercări și nici nu te lasă să îi arăți cum se țină creionul și la fel stă foarte aproape de caiet, cumva cu spatele adus. Deci este clar că în timp această poziție vicioasă de formează coloana copilului. Da, pentru că de fiecare dată copilul nostru o să-și adopte posturi care sunt lui foarte confortabile. Sau cu picioarele sub șezut. Exact, exact. Sau cu trunchiul prea în față, trunchiul de foarte multe ori este răsucit la stânga sau la dreapta, este înclinat într-o parte sau în cealaltă, în funcție de cum se simte el confortabil. Cu timpul, toate aceste poziții vicioase vor intra în schema corporală a copilului. Această schemă corporală care se modifică, pentru că dacă creierul nostru trebuie să aleagă între un corp corect morfologic, da, și unul stabil, îl alege pe cel stabil, chiar dacă corpul stabil este deformat. Pentru că asta este schema lui corporală a copilului, cea greșită, dar pentru el este cea mai confortabilă. Și atunci noi trebuie să-i corectăm și ar trebui copiii să fie învățați de mici să stea în poziție corectă. Vă aduceți aminte pe vremuri când domnii noștri sau doamnele învățătoare ne așezau cu mâinile la spate? Era o de a redresa coloana vertebrală și de a sta în poziție corectă. Dacă băncile sunt prea înalte, ar trebui părinții sau grupul de părinți care sunt în jurul doamnei învățătoare sau domnului învățător să le așeze niște suporturi speciale pentru piciorușe copiilor, ca ei să aibă poziție corectă. Trebuie să fim foarte atenți, pentru că ceea ce greșim astăzi are repercursiuni grave asupra sănătății adultului de mâine. Și corectăm ceva mai greu. Bun, dacă ar fi doar poziția aceasta vicioasă, să spunem, în bancă, la școală sau acasă, dar ce ne facem cu ghiozdanele? Ghiozdan care de multe ori este greu și pentru adult să-l care în fiecare dimineață, în drumul spre școală și invers, de la școală acasă. Deci mult prea grele sunt ghiozdanele din ziua de astăzi, cu cărți mult prea multe și caiete.
Studiile de specialitate arată că această greutate a ghiozdanului nu trebuie să depășească 10-20% din greutatea copilului. Ar trebui găsită o modalitate. La fiecare început de an discutăm despre acest subiect, dar nimeni nu ia măsuri. Trebuie găsită o modalitate în care o parte din caiete să rămână la școală sau o parte din cărțile care nu sunt necesare zi de zi, de așa manieră încât copilul să aibă o greutate care să-i permită să țină spatele drept, să poarte ghiozdanul pe cei doi umeri, pentru că dacă îl poartă numai pe un umăr, se mărește lor doza cervicală, da? Și apoi umărul respectiv se duce către anterior și începe să se deformeze. Și de aici apar... Un umăr mai sus, unul mai jos. Exact, un umăr mai sus și unul mai jos și alte deficiențe posturale. Ele se vor accentua în timp. Dar atâta vreme cât la nivel național nu se va adopta un plan de măsuri, credeți-mă că degeaba spunem noi, pentru că nimeni nu ne va lua în seamă. Și degeaba știi teoretic, iată, ca părinte ce ai de făcut și poate chiar și copilul știe, dar atunci când își pune ghiozdanul în spate, tot aceeași greutate are și lucrurile, iată, se pot complica și pot apărea probleme de sănătate în timp. N-am mai apucat să spunem mare lucru de adulți, dar este clar că dacă nu corectez toate aceste poziții vicioase, mai greu voi face ca adult, nu? Da, pentru că toți revin la acea schemă corporală, toți ne încadrăm într-o schemă corporală, fiecare postură greșită va fi reîncadrată în schema corporală și apoi creierul nostru recunoaște imaginea greșită. Pentru că dacă vă doare spatele și vă aplecați către partea stângă, o să vedeți că vă dispare durerea. Este foarte simplu. După un timp apare durerea, iarăși mai înclinați trunchiul, iarăși dispare durerea. Și corpul nostru, creierul nostru începe să recunoască această imagine și începem să fim deformați. Adică o să vedeți că trunchiul se duce către partea stângă și bazinul rămâne către partea dreaptă. Și de aici apar acele asimetrii care... la rândul lor vor atrage după sine alte dureri și alte dezechilibre posturale și o să ne doară, o să ne doară regiunea lombară, spatele, aproape de bazin, o să ne doară regiunea cervicală, o să ne doară un genunchi sau o labă a piciorului sau o gleznă, în funcție de cum se produc dezechilibrele respective. Pentru că durerea nu apare niciodată acolo unde este ea. Ea are, ecoul ei este cu totul și cu totul în altă parte. Mulțumim pentru sfaturi și vă așteptăm să reveniți. Mulțumesc frumos! Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.